în calitate de gazdă al acestui eveniment remarcabil al vieții sportive și deopotrivă studențești din România, să urez bun venit tuturor oaspeților noștri de seamă la acest eveniment de lansare a candidaturii României pentru desfășurarea Universiadei de Vară 2021 în țara noastră. În mod special dorim să adresăm un cuvânt de bun venit domnului președinte al României, Klaus Iohannis, care ne face deosebită onoare să ne viziteze pentru prima oară Universitatea din București după ce a fost ales în cea mai înaltă funcție de demnitate publică a Republicii noastre. Implementarea acestui proiect cu vocație deopotrivă națională și internațională, Universiatea de Vară 2021, ar avea un impact major în ceea ce privește vizibilitatea României la nivel internațional. De aceea doresc să adresez felicitări și să-mi exprim aprecierea deosebită față de inițiatorii acestui proiect, Asociația Student Sport, care militează pentru o cauză nobilă, o cauză bună, aceea a cultivării sporturilor și a educației fizice în rândul studenților noștri. Cu atât mai mult cu cât, din păcate, în ultima vreme, tinerii alocă din ce în ce mai puțin timp practicării sporturilor. Universitatea din București, prin proiectele sale, deopotrivă de educație, de cercetare, dar și de implicare în viața socială, a încurajat și încurajează în mod constant pe studenții săi să se implice în activități și competiții sportive. Disciplinele sportive sunt practicate de studenții noștri din București, atât în cadrul lecțiilor de educație fizică, cât și în cadrul competițiilor naționale, universitare sau municipale. Și studenții Universității din București, o pot spune cu plăcere și cu mândrie, au obținut de-a lungul anilor rezultate remarcabile în competiții sportive importante. Deși sunt profesor de filozofie al acestei universități de mai mult de 20 de ani, 25 de ani, sunt conștient de importanța practicării sporturilor și a cultivării educației fizice, deoarece toate acestea au o valoare nu numai pentru păstrarea condiției fizice și a stării de sănătate, ci sunt convins că au o valoare și pentru educarea tinerei generații, pentru formarea unor caractere puternice, pentru oțelirea voinței și mai ales pentru cultivarea unor valori care permit grupurilor mai mici sau mai mari să funcționeze bine prin coordonare, ceea ce este prin excelență, de fapt, o activitate sportivă. Încă o dată vreau să îi felicit pe inițiatori, să-mi exprim deosebita satisfacție că avem aici în sală astăzi atâtea personalități marcante ale sportului din România, adevărate legende vii ale vieții noastre sportive, pentru care Universitatea din București este extrem de recunoscătoare. Vreau să vă asigurăm că pe drumul acesta greu pe care înțeleg că ne angajăm astăzi, acela al depunerii candidaturii pentru organizarea Universiatei de Vară în 2021, vreau să vă asigurăm că Universitatea din București va fi alături de dumneavoastră și vă va ajuta în toate capacitățile pe care le are. Vă mulțumim pentru că ne-ați ales ca anfitrion pentru lansarea acestui proiect și vă urăm succes! Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației noastre de a vă prezenta inițiativa pentru Guvernul României de lansare a candidaturii României la Universiada 2021. Foarte multe persoane s-au întrebat și ne-au întrebat ce vrem să facem cu acest proiect, care e scopul nostru și ce urmărim prin această inițiativă. Unii au fost și probabil încă sunt destul de sceptici, neîncrezători. Alții, printre care mulți se află aici alături de noi, au fost și sunt entuziaști, optimiști și dornici să susțină și să se implice. Voi încerca minutele următoare să vă dau detaliile pe care le așteptați și care să vă convingă de justețea demersului nostru, de oportunitatea în care ne aflăm și de beneficiile pe care le putem obține.
Înainte însă de a face acest lucru, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care o purtați față de sportul românesc, pentru mândria cu care ați onorat culorile roșu, galben și albastru în arenă, pe stradă sau în familiile dumneavoastră. În continuare, o să vă prezint inițiativa care o adresăm Guvernului României privind posibilitatea organizării Universiadei 2021 în țara noastră. Universiada de vară 2021, din perspectiva noastră a inițiatorilor, Asociației Student Sport România și Asociației Vasile Tămoiagă, este un proiect de țară, este un arc peste timp, este un arc la 40 de ani distanță. Ce este Universiada de vară în momentul de față? Al doilea eveniment multisportiv mondial după Jocurile Olimpice. Se organizează odată la 2 ani, începând din anul 1923. Durata evenimentului este de 12 zile. Reunește aproximativ 9.000 de sportivi studenți din peste 168 de țări. Programul include 13 discipline sportive obligatorii, 3 sporturi opționale. Disciplinele sportive ale Universiadei de vară în momentul de față sunt atletism, basket 5x5, scrimă, fotbal, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, judo, natație, săritură în apă, polo, tenis de masă, tenis, volei, taekwondo din 2017, tir cu arcul din 2019 și 3 sporturi opționale pentru fiecare gazdă a evenimentului. Universiada din 1981 în România. Pe ecran vedeți câteva imagini. Ce a însemnat Universiada din 1981 în România? 2930 de sportivi din 86 de țări, 200.000 de spectatori. România a terminat pe locul 2 în clasamentul medaliilor. Nadia Comăneci a aprins flacăra Universiadei la ceremonia de deschidere. Printre sportivii medaliați cu aur se enumără Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Carmen Bunaciu, Ion Draica, Doina Melinte, Virginia Ruzici, Florin Segărceanu. Pentru Universiadă s-au construit unele dintre cele mai importante obiective sportive de infrastructură, stadionul 23 august, cămilele studențești din regie. Urmează câteva imagini ale Universiadei din 1981. Calendarul Federației Internaționale a Sportului Universitar privind următoarele universiade și ceea ce înseamnă pentru România să se implice într-o astfel de inițiativă. Universiada 2015 va avea loc în Gwangju, Coreea de Sud, 2017 Taipei, Taiwan, 2019 Brazilia, Brazilia, 2021 se va atribui de către Federația Internațională a Sportului Universitar în luna noiembrie a anului 2015. Ce înseamnă, din punct de vedere a calendarului candidaturii României? Începând cu data de 1 septembrie 2014, România a primit invitația de a candida la organizarea Universiadei de vară 2021. În perioada 1-31 martie 2015 trebuie transmisă o scrisoare de intenție din partea Federației Sportului Școlar și Universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și achitarea taxei de participare de 10.000 de euro. În perioada 1 aprilie-30 septembrie 2015 se organizează grupuri de lucru și programul observator în ceea ce înseamnă pregătirea dosarului de candidatură care trebuie predat până la finalul lunii septembrie. Urmând ca decizia finală a țării câștigătoare a Universiadei din 2021 să aibă loc în luna noiembrie a anului 2015.
Doresc să trec în revistă impactul organizării unui astfel de eveniment în România a Universiadei de Vară 2021. Impactul din punct de vedere universitar, ce ar însemna un asemenea demers. Ultimele universiade au angrenat aproximativ 20.000 de voluntari din toate centrele universitare din România. Va pune bazele unui sistem al sportului universitar în România. Va contribui la dezvoltarea infrastructurii sportului universitar, săli de sport, bazine, cămine, stadioane. Găzduiește un forum științific pe teme sociosportive, colovii, expoziții, concerte, programe folclorice, excursii. Din punct de vedere a impactului economic, va contribui la dezvoltarea infrastructurii României, drumuri, stadioane, săli de sport, bazine de not, sat olimpic. Va crea noi locuri de muncă, va atrage investiții din mediul privat și sponsori, va genera profit din transmisia TVA evenimentului, va contribui la atragerea fondurilor europene, va genera profit pentru hoteluri, restaurante, firme de taxi, desfășurarea evenimentului, precum și profituri din exploatarea investițiilor. Impactul de imagine va permite României să se prezinte ca un organizator credibil de evenimente majore. Va contribui la dezvoltarea brandului de țară, va contribui la afirmarea diplomației sportive și culturale la cel mai înalt nivel. Va promova imaginea universităților din România. Impactul turistic va contribui la atragerea turiștilor din întreaga lume, va contribui la promovarea obiectivelor turistice din România, va contribui la popularizarea obiceiurilor și a tradițiilor românești, va crea prilejul atragerii de noi turiști în următorii ani după eveniment. Impactul asupra sănătății va promova un stil de viață sănătos în societatea românească. Va contribui la scăderea sedentarismului și obezității. Va contribui la dezvoltarea domeniului medicinei sportive, kinetoterapie, fizioterapie, psihologie sportivă, nutriție. Va contribui la creșterea indicelui de fericire și calității a vieții românilor. Într-un top al fericirii, România este acum pe locul 90. Vrem o România campionilor. Doresc să vă spun că astăzi lansăm o inițiativă a unui proiect de țară care vă este adresat vouă, societății românești, indiferent de zonă geografică, indiferent de vârstă și indiferent de statut. Cred că România are nevoie de un astfel de proiect pentru că ne dorim o România campionilor, o România care să arată și să trezească campionul din noi. Organizarea Universiadei de Vară 2021 în România va avea un rol considerabil în efortul nostru comun de construire a unei Românii puternice, cu o identitate proprie, o Românie în care cetățenii săi să aibă sentimentul apartenenței și mândriei naționale, oriunde s-ar afla pe glob, în care sacrificiile generațiilor de dinaintea noastră să se regăsească în fericirea și bucuria de a trăi a generațiilor care vor veni. În încheiere, doresc să mulțumesc celor care au crezut în această idee și au pus energia, timpul și resursele la dispoziție pentru că astăzi să ne aflăm aici.
Grupul de inițiativă a Universiadei 2021 este Asociația Student Sport România, prin domnul Adrian Socaciu, domnul Călinile, Daniel Tandreu și voluntarii săi, Asociația Vasile Tomoiagă, Andreea Răducan, Elena Andrei, Tea Haimoviț, Daniel Zolnar, Coar Media Production, Atelierul de Grafică. Sportivii care au susținut proiectul și care îi veți urmări în momentele următoare: Nadia Comăneci, Andreea Răducan, Simona Halep, Irina Begu, Camelia Potec, Sandra Izbașa, Corina Ungureanu, Vasile Tomoiagă, Ivan Pațaichi, Elisabeta Lipă, Valeria Răcilă, Mihai Covaliu, Nicu Vlad, Alina Dumitru, Doina Melinte, Maricica Puică, Carmen Bunaciu, Andrei Iosep, Radu Cosmin, Alexandru Dedu, Narcis Alecușanu, Virgil Stănescu, Răzvan Burleanu, Miodrag Belodedic, Jean Vlădoiu, Monica Iagăr, Elisabeta Samara și mulți alții. Evenimentul de astăzi este realizat cu sprijinul Universității București, a Facultății de Drept, Corul Național de Cameră Madrigal, Atelierul de Grafică, Sineria Studio, Creative Division, Coca-Cola România, Banca Transilvania, Cristim, Eurobusiness Group, Fan Curier, Aci Badem, Florările Margot. Infrastructura tehnică a fost asigurată de Bivolul, Conceptul Grafic, Atelierul de Grafică, Organizator Media Production Group. Parteneri: Societatea Română de Televiziune, Agenția Națională de Presă, Ager Press. Văd în organizarea Universiadei 2021 o metaforă pentru repornirea României. Poate nu un semnal plecat din disperare, ca și cel din 89, nu unul plecat din revoltă, ca cel din 2014, și unul plecat din suflet, din demnitate, din bucurie și curaj de a ne asuma, de a visa și de a trezi campionul din noi. Vă mulțumesc frumos! Vă salut cu drag, stimate domnule președinte Klaus Iohannis, stimați invitați, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Mesajul meu este scurt și la obiect. Cred că noi, românii, avem în ADN gena sportivă și am reușit de atâta timp să obținem rezultate extraordinare. Prin munca și talentul celor care au adus medalii României, am reușit să facem această țară cunoscută. Sunt o mulțime de locuri pe acest pământ unde România este recunoscută datorită performanțelor sportive. În plus, cred că mulți dintre dumneavoastră ați stat la un moment dat în fața televizorului, urmărind o competiție importantă și trăind alături de noi aceleași emoții. Cum ați simțit și faptul că România crește în lume, datorită unei medalii câștigate de un român. E destul de dificil să pot să exprim în cuvinte ce simți atunci când ești pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și bucuria pe care o ai. Însă, cred că pot să exprim dorința noastră de a împărtăși această bucurie mai de aproape cu toți cei dragi. Aș vrea ca generațiile viitoare de sportivi să aibă ocazia să obțină medalii la competiții importante și aici, acasă. Cred că a sosit momentul în care să și găzduim performanțele, nu doar să le plimbăm prin lume, să trecem de la stadiul de simpli spectatori și să ne implicăm activ cu toții pentru ca Universiada 2021 să aibă loc în România. Din proprie experiență știu că performanța se obține crezând și muncind. Dacă noi nu credem în România, nimeni altcineva nu o va face. Merităm să avem un astfel de eveniment sportiv de anvergură în România. Cred că suntem capabili să susținem acest eveniment și cred că este ocazia perfectă pentru România. Aș vrea să mulțumesc în încheiere tuturor sportivilor care au pus umărul și sunt alături de noi astăzi, celor care s-au implicat și pentru că spuneam de mari campioni, pentru că Nadia Comăneci, sportiva care a prins flacăra la Universiada din 1981 și a dorit foarte mult să fie alături de noi astăzi, însă fiind departe ajunge mai greu, ne-a transmis un mesaj de încurajare video. Să-l urmărim. Nu o să uit niciodată emoția pe care am trăit-o în 1981, când țara mea a găsuit Universiada. Atunci am concurat pentru prima oară la un concurs mondial acasă. România este o țară de campioni, de frumusețe și de cultură. Vă felicit pentru dorința și curajul de a organiza evenimente de acest gen în România. Sunt Nadia Comăneci
și susțin această inițiativă. Permiteți-mi să adresez un cuvânt de mulțumire și de încurajare pentru toți cei care și-au dorit să vină astăzi aici și să susțină acest demers în care România dorește să fie gazdă a jocurilor universitare din 2021. Avem cu cine să organizăm acest eveniment. Avem oameni care pot organiza acest eveniment și sunt sigur că avem foarte, foarte multe de făcut pentru tânăra generație. Nu am să vorbesc mai mult pentru că avem foarte multe de făcut. Am să vă prezint un film testimonial cu mari sportivi care susțin acest demers. Vă rugăm să-l urmăriți. Noi vrem să aducem oamenii mai aproape, să-i facem să se bucure unii de alții. Și împreună de performanțele lor. După 40 de ani de la Universiada din 1981. Vrem să trăim din nou bucuria de a aduce împreună, în România, studenții din întreaga lume. Ne aduc cel mai mare eveniment, multe sportivi din lume după Jocurile Olimpice. 12 zile de competiții sportive. Peste 9.000 de studenți atleți din peste 170 de țări. 13 discipline obligatorii și 3 sport opționale. Retransmiterea evenimentului pe mai mult de 100 de canale TV. Asta înseamnă, pe scurt, Universiada de Vară 2021. În 1981, sportivii noștri au cucerit 30 de medalii de aur. 17 de argint. Și 20 de bronz în toate cele 10 discipline sportive. Și au adus România pe locul 2 în lume. Țara noastră este fiecare comună în parte. Sportul românesc este suma sacrificiilor și performanțelor sportivilor noștri. Să nu-i lăsăm pe sportivii noștri să-și irosească talentul. Să ne susținem tinerii și să-i învățăm importanța sportului. Să le dăm motive să creadă în viitor. Să se ridice peste timp și să facă istorie. Să creem excelență în minte și corp. Excelență pentru România și pentru români. Susțin organizarea Universiadei de Vară 2021 în România. Aș vrea, prin a începe, să cer din partea dumneavoastră un moment de reculegere. Ieri a avut loc un accident teribil în Argentina, în care și-au pierdut viața 3 mari sportivi, dintre care un campion olimpic și un bronz olimpic, și aș vrea pentru ei să cer câteva momente de reculegere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Comitetul Olimpic și Sportiv Român are drept scop promovarea excelenței. Dar până în punctul în care să promovăm excelența, tot de noi depinde și construcția ei. În strategia propusă de mine, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, atunci când am candidat pentru postul de președinte al Comitetului, am inclus organizarea și participarea în cât mai multe competiții sportive internaționale. Am susținut aceasta întrucât știu, ca fost sportiv, cât de importantă este confruntarea cu cei mai buni. Valențele pozitive ale unei atare întâlniri sunt multiple. Încep de la sporirea proporțională a vizibilității, ajungând până la adaptarea sportivilor la condițiile și cerințele confruntărilor de asemenea învergură și terminând cu posibilitatea adăugării unor premii prestigioase la palmaresul național. Așa cunoști cei mai importanți actori ai sportului mondial, pentru că, indiferent de concurența firească, trudim toți pentru același scop. Voi susține mereu, împreună cu instituția pe care o conduc, participarea României la competiții internaționale, sprijinind chiar și mai mult inițiativele de găzduire a unor astfel de evenimente. Trebuie să arătăm lumii ce poate țara noastră din toate posturile. Potențialul românesc înseamnă și talent, dar și muncă de pregătire. Reflectă atât creativitatea noastră, cât și atenția pentru detalii. Prin urmare, mă bucur să confirm și să reconfirm aici, în mijlocul dumneavoastră, că aveți în Comitetul Olimpic și Sportiv Român un aliat, un partener activ, care vă va pune cu fiecare ocazie la dispoziție tot ceea ce are mai bun. Oameni, cunoștințe, putere de muncă, pasiune pentru lucruri bine făcut. Vă mulțumim! Organizarea de evenimente sportive este în același timp o carte de vizită și o radiografie a maturității instituționale și a puterii de mobilizare a unei țări.
Candidatura pentru Universiada de vară 2021 este o inițiativă laudabilă. Ministerul Tineretului și Sportului își dorește și încadrează organizarea unor evenimente majore între prioritățile strategice. Totodată, încă de la începutul mandatului meu ca ministru, am lansat inițiativa de dialog către toate ministerele și instituțiile angrenate în procesul de organizare a evenimentelor sportive majore desfășurate în România. Un astfel de demers constituie un demers național și trebuie susținut de o analiză asupra necesarului în raport cu resursele de care dispunem și o programare clară, nu doar bugetară. Astfel de proiecte schimbă definitiv fața sportului, cel puțin acolo unde au loc. Chiar mâine voi fi la Brașov să susțin candidatura acestei perle a Carpaților în demersul de organizare a Jocurilor Olimpice de Tineret. A fost un proces laborios. Principalele instituții de profil, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Tineretului și Sportului, dar și autoritățile locale, s-au implicat profund înspre buna gestionare a candidaturii. Îmi doresc să organizăm cât mai multe astfel de evenimente majore. România lucrează alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene la nivelul grupurilor de experți din cadrul Comisiei Europene pentru crearea unei metodologii optime pentru procesul de acordare a marilor evenimente. Domnule președinte, dragi colegi, stimați invitați și iubitori ai sportului, Ministerul Tineretului și Sportului, prin Strategia Națională pentru Sport și Strategia Națională pentru Tineret, sprijină atragerea în țară a unor evenimente majore sportive și de tineret. Considerăm că organizarea unor astfel de evenimente în România va avea un impact major asupra societății în ansamblu său, asupra dezvoltării infrastructurii, cât și a pieței muncii, determinând schimbări majore economice și a imaginii pozitive a țării noastre. În concluzie, vreau să reiterez susținerea mea privind organizarea oricărui eveniment major sportiv de către țara mea, România. În încheiere, domnule președinte, dragi colegi și iubitori ai sportului, onorați invitați, încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, pentru implicare și pentru munca pe care o depuneți în folosul sportului românesc. Mulțumesc! Am învățat de-a lungul timpului că există oportunități care ne pot oferi mai mult decât simple beneficii imediate. Există unele oportunități care anticipează întregi curente la nivel social, economic, chiar material. Și tocmai aceste oportunități sunt cele de care trebuie să ne apropiem cu atenția și respectul pe care îl merită. Organizarea Universiadei de Vară în anul 2021 în România are potențialul de a fi una din acele oportunități. Ministerul Educației și Cercetării Științifice promovează prin acțiunile sale activitățile sportive ca un drept al omului integrat în educație. De asemenea, stimulează afirmarea talentelor în planul activităților competiționale sportive la nivel național și internațional. Punerea accentului pe educația fizică și sportivă a tinerei generații, mai ales cea școlară, constituie o premisă favorabilă pentru activitatea sportivă în planul performanței. Un exemplu care ilustrează, spun eu convingător, faptul că excelența este apanajul contribuției relevante a mai multor actori importanți, relevanți pentru un domeniu, îl constituie, spre exemplu, Olimpiada Gimnaziilor. În luna februarie acestui an, Ministerul Educației, Comitetul Olimpic Sportiv Român, 10 federații sportive, au semnat un acord pentru organizarea acestei competiții în perioada 2015-2019. Este o competiție polisportivă destinată elevilor de gimnaziu, care va contribui, sunt sigur, în mod semnificativ la amplificarea bazei de selecție a sportivilor și la creșterea performanței în sportul românesc, inclusiv în perspectiva anului 2021. Nu uităm însă că Universiada se adresează sportivilor studenți. În prezent funcționează în România 28 de cluburi sportive universitare, în care activează peste 4.000 de sportivi. Ne mândrim cu faptul că în anul 2014 au fost câștigate 202 medalii la campionatele mondiale și europene. Se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a sportului universitar, coerente, la nivelul federațiilor sportive naționale și implicit la nivelul universităților,
care să poată conduce la creșterea numărului de practicanți ai sportului de performanță, la dezvoltarea unor sisteme competiționale naționale, oficiale, spun cu regret, în momentul de față, neexistând în România, din păcate, nicio federație sportivă națională care să aibă un astfel de sistem competițional. Aceste demersuri nu se vor materializa de la sine, din păcate, doar prin organizarea unui eveniment sportiv remarcabil la nivel internațional în România, la care țara organizatoare trebuie să aibă o contribuție relevantă, în primul rând, la nivel sportiv. Și, în consecință, considerăm că sunt necesare măsuri simultane pe mai multe planuri. Cred în sport. Tocmai de aceea vorbesc cu toată convingerea atunci când spun că această inițiativă este un demers cu substanță care, fără îndoială, merită analizat în spectrul mai amplu al vieții culturale și sportive românești. Iar pentru această perspectivă nu putem decât să mulțumim promotorilor și susținătorilor acestei idei. Organizarea unui astfel de eveniment este o decizie complexă, care necesită în mod cert o analiză extensivă a impactului la nivel național. Iar această analiză va implica o serie considerabilă de actori care sunt deja activi în procesul de dezvoltare al Sistemului Național de Educație Fizică și Sport, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai rapid. Nu în ultimul rând, cred că este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că putem parcurge fluid și cu deplină responsabilitate întregul proces stabilit de Federația Internațională a Sportului Universitar. Domnule președinte, distinși invitați, consider că ne aflăm în fața unei oportunități deosebite care merită tot entuziasmul, dar și atenția noastră. Am de gând să susțin orice inițiativă care poate aduce beneficiu tinerilor și sunt convins că întreaga comunitate sportivă, împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, gândesc la fel. Însă cred că trebuie să gândim acest context și ca oportunitatea noastră de a demonstra comunității internaționale că suntem o națiune matură și capabilă să analizeze impactul și să mobilizeze resursele necesare unui eveniment de asemenea învergură. În încheiere, permiteți-mi să profit de această ocazie și să felicit încă o dată sportivii care reprezintă România pentru prestigiul adus țării și pentru toate eforturile și sacrificiile pe care le depun și le-au depus în căutarea performanței. De asemenea, doresc să felicit și Federația Sportului Școlar și Universitar, care, prin întreaga sa activitate, cu resurse care ar putea fi mult îmbunătățite, să nu spun mai mult de atât, susține tinerii sportivi din România. Sportul românesc de performanță, dar și cultura sportului în rândul cetățenilor din România, trebuie să devină un fenomen din ce în ce mai răspândit, care, sunt sigur, va lua amploare și în anii care vin, iar rezultatele sunt sigur că nu vor întârzia să apară. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc succes în continuare. Mr. President of the Republic of Romania, Mr. Klaus Ioannis, Mrs. Minister of Sports, Mr. Minister of Education, Mr. Rector of the University of Bucharest, Mr. President of the Olympic Committee, distinguished guests, dear friends from the university sports movement, and ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to be present here in Bucharest and say a few words at the occasion of this very important event. Today, the Romanian University Sport Movement will officially announce the start of the bidding of the 21 Summer Universiade. The year 2021 will be also very important, as it will be the 30th anniversary of the Universiade that was held in Bucharest in 1981. FISU is, of course, extremely honored to be part of your future project. A project not only for sports, but also for the whole students and youth community. When a country is bidding for the Universiade, it is not only bidding for a multi-sports event, but also for a project of development for the host city and the entire country. Given the policy and the requirements of FISU regarding sports venues and infrastructure, the Universiade has proved to be an excellent investment, generating a great legacy. Today, as you know, the professional sports community is dealing with sensitive
problems: doping, illegal betting, violence. Facing these challenges, the university sports movement plays a major role in promoting positive value of sports among future leaders of the society. By putting together students from all over the world, we set forward ethics in sports, as well as understanding and friendship between young people from all continents. The FISU mottos, today's stars, tomorrow's readers, and excellence in mind and body, inspire us and continuously drive us for the achievement of these goals. FISU represents also not only top athletes, but also millions of students around the globe who are practicing sports for recreation, leisure, and healthy lifestyle. Those are the students that will be part of the university project as volunteer or staff. And next to the legacy that will be generated by the investment in the infrastructure, the increasing of competences and professionalism of those young people will be an extremely important benefit for your community. Great names of former Romanian participants in the university are still shining in the sky of the university sport movement. Among them, of course, Nadia Comăneci, whose performance during the University 1981 is still in our memories, but also your new Minister of Sport, Gabriela Szabo, gold medalist in University 95 and 97, and many other Romanian great athletes who left their mark in the history of the University and the Olympic movement. FISU has no doubt that the candidature of Bucharest for Summer University 2021 has all the potential to become a great host of an historical sports event. Thank you very much. Thank you.
Doamnelor și domnilor, am onoarea de a-l invita să ia cuvântul pe excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. În primul rând, vă mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă pe care mi-ați făcut-o. Doamna ministru, domnule ministru, domnule rector, domnule secretar general al Federației Internaționale a Sportului Universitar, domnule președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, domnule Socaciu, distinși sportivi, stimați invitați, dragi studenți, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici, în mijlocul atâtor oameni de valoare din mediul sportiv și academic, pentru a vorbi despre curajoasă dumneavoastră inițiativă. Am venit la această întâlnire cu câteva gânduri. Înainte de toate, avem aceleași valori. Participarea la competiții sportive presupune muncă asiduă și perseverentă, disciplină și rigurozitate, fair play, respectarea regulilor jocului. Pe aceleași principii se poate clădi și un alt mod de a face politică. În al doilea rând, scopul pentru care v-ați adunat, acela de a da României un eveniment de anvergură internațională, nu este doar unul simbolic, ci are și consecințe practice. De organizarea în România anului 2021 a unei competiții de asemenea învergură care să implice studenții sportivi din întreaga lume, ar beneficia întreaga societate românească. Nu în ultimul rând, școala și sportul românesc au nevoie de modele care să poarte, ca o ștafetă, voința, încrederea și puterea de a face lucruri mari în slujba națiunii. Iar un asemenea eveniment reprezintă o sursă de inspirație pentru tânăra generație și nu numai. Există aici oameni dispuși să-și angajeze prestigiul, resursele, timpul și energia pentru a construi un astfel de proiect. Le mulțumesc sincer. Efortul lor merită apreciere, respect și trebuie să ne facă mai conștienți de potențialul pe care îl avem. Doamnelor și domnilor, sunt dascăl de profesie și știu că școala românească trebuie repusă pe picioare. Trebuie să admitem că învățământul universitar și sportul de performanță sunt în suferință în România de astăzi. Un astfel de eveniment este un bun prilej de regândire a priorităților de investiții în aceste domenii. O competiție sportivă internațională organizată în România ar însemna beneficii economice și sociale, capital de imagine, investiții și încurajarea turismului. Dar în același timp ar însemna, prin participarea atâtor sportivi universitari, recunoașterea și răsplătirea valorii, muncii și dedicației. Inițiativa dumneavoastră oferă cadrul de a repune în discuție, într-un mod serios și angajant, teme precum prezența sportului în școala românească, activitatea fizică și un mod de viață echilibrat. Între gradul de sănătate a tinerilor și bunăstarea națională există, fără îndoială, o legătură directă. În fine, din punctul de vedere al dezvoltării durabile, un eveniment sportiv major ar reprezenta o amplă oportunitate pentru marile centre universitare.
Un astfel de eveniment ar aduce însă ceva mai presus de stadioane, locuri de cazare, săli de sport și turiști. Ar aduce la noi acasă emoția și solidaritatea pe care le inspiră reușitele sportivilor noștri și imnul național intonat în cinstea lor. Doamnelor și domnilor, acești mari sportivi care stau astăzi în fața noastră știu că orice competiție este înainte de toate o luptă cu tine însuți. Propriile bariere, teama de a nu greși, sunt adesea provocări mai mari decât forța celorlalți competitori. Cel mai important adversar este absența unei viziuni, a unei priviri asupra întregii competiții. Din acest punct de vedere, cel mai dificil este primul pas, precum cel pe care îl faceți astăzi. Vă încurajez să mergeți mai departe. Evident, un eveniment de o asemenea învergură nu se poate organiza fără un plan limpede, fără o strategie clară. Sunt convins că se vor găsi, atât din partea guvernului, cât și a celorlalți factori implicați, și resursele financiare pentru ca planul organizării Universiadei să ne găsească pregătiți. Cred că România are forța, capacitatea și determinarea necesară de a organiza mari evenimente sportive. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!